Bun găsit la agricultura cu un milion de fețe, o seară rece în România, dar caldă, pentru că avem destule informații pentru dumneavoastră. Nu puneți la inimă tot ce auziți. Mă rog, unii chiar s-au supărat de ceea ce au din dinspre guvern și mâine protestează în București. E vorba de funcționarii de la APIA. Aproape un sfert dintre ei vor fi mâine în fața guvernului, mâine pentru că e ședință de guvern și cineva poate, poate îi va auzi. Discutăm subiectul imediat. Am stat de vorba astăzi cu liderul de sindicat de la Apia, cu Octavian Mateescu. Avem o declarație din partea domniei sale nu lungă, dar e lămuritoare pentru dumneavoastră și liniștitoare în același timp. S-a semnat un contract cu Fondul European de Investiții. Ar trebui să vă intre în conturi 126 de milioane de euro, dar numai dacă veți cere banii aceștia. Atenție, vă amintiți, nu-i așa, cu ceva timp în urmă, autoritățile, mai exact secretarul de stat Daniel Botănoiu, spunea că de la anul intră în vigoare din nou măsura de bunăstare la porc și pasăre. Ei bine, Curtea de Conturi Europeană face un audit, face o verificare, da? Pe această temă, iar între cele cinci țări europene care intră în verificare, se numără și România. Probleme la serviciul de cadastru, la agenția de cadastru și publicitate imobiliară. În următorii patru ani, guvernul s-a hotărât să le taie banii 2 miliarde de lei în următorii patru ani. Motivul e foarte simplu din partea guvernanților. Apucați-vă de fonduri europene. Mă rog să vedem ce se va întâmpla. O veste bună pentru ministrul Petre Daia, care. Plimbă, programul îl duce prin țară acel pro program alege oaia prin care domnia sa vrea să ne facă să consumăm mai multă carne în acest domeniu. De altfel, e și un proiect european. Specialiști de la Palas au creat o nouă rasă de oi în România. Asta e partea bună. Partea proastă e că fermierii se lasă de crescut oi, așa că în curând numărul de ovine din România ar putea să ajungă la jumătate. Și mai avem spre final o veste bună. Totuși, atenție de unde cumpărați semințe și îngrășăminte. Poliția franceză tocmai a arestat vreo șapte români care furau cu camioanele din Franța semințe, îngrășăminte și pesticide și le vindeau în România, pe la Galați. Așa că, dacă ați apucat să faceți cumpărături de la ei, așteptați-vă să vă întrebe poliția ce a spus în pământ. Bun, haideți să ne ocupăm de subiectele așa cum le-am anunțat. Mâine, sindicatul de la APIA anunță protest în București. Problema e mai veche și vine peste una în nouă. Cea mai veche problemă e că de la înființare APIA a avut două grile de salarizare, da? O grilă de salarizare pentru cei din aparatul central și o grilă de salarizare pentru cei din teritoriu. Iar salariile n-au fost niciodată asemănătoare, deși spun cei din teritoriu că ei muncesc măcar la fel de mult ca cei din București, că ei sunt cei care fac verificările, că ei primesc cererile, că ei răspund celor aproape un milion de fermieri, că au stat de toate zilele cu arșiță, cu ploaie, cu nisoare pe câmp la măsurător și atunci ar fi îndreptățit să ceară. Și acum, cu noua legea salarizării, da, cu trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, au calculat ei că o să le scadă salariile. Au protestat, au început pichetele cam în toată țara, acum o săptămână, mai exact miercurea trecută au fost pichete, da? Timp de o oră, două, în fața instituțiilor, mâine vin la București din nou. După ce au protestat și în fața Ministerului Agriculturii, se pare fără niciun rezultat concret, și mă refer la un document semnat, sau la o declarație oficială din partea celor care răspunde destinul agriculturii românești, spune Octavian Mateescu, liderul de sindicat de la APIA, o mie dintre noi venim să protestăm în fața guvernului. Ce se întâmplă însă cu subvențiile? Să nu uităm că suntem în plină campanie de plată a avansurilor. Deocamdată, deocamdată, spune Octavian Mateescu, fermierii n-ar trebui să sufere. Haideți să-l ascultăm. La momentul acesta nu. Deci noi, chiar dacă am făcut, mă rog, inițial adrese către toată lumea, acum am pichetat câte o oră, două în teritoriu. Asta am făcut-o ca să atragem atenția. La fel, pichetarea ministerului, la fel, pichetarea guvernului, le-am făcut și le facem pentru a atrage atenția asupra problemei noastre. La momentul acesta nu. Deci din punctul nostru de vedere al salariaților rapia din teritoriu, nu, nu au fost afectate plățile către aceștia. Dar în perspectivă? Dar, în perspectivă... Sunt convins că această nemulțumire a salariaților din teritoriu își va pune amprenta asupra burului mers al agenției. Domnul director general și domnul ministru, de-aia ne-au -au tot transmis, mă rog, că, într-un fel sau altul, salariile noastre nu vor scădea. Dar noi nu avem această certitudine. Deci, la momentul acesta, nu există. Deci, conform legii salarizării, cad salarii, nu toate salariile din teritoriu, dar marea majoritate a salariilor cad. Noi vrem ceva concret. Acesta a fost Octavian Mateescu, liderul de sindicat de la APIA. Oamenii poate că au dreptate, rămâne ca, așa cum spuneam, cei din conducerea Ministerului din fruntea agenției, domnul Pinta, să găsească o rezolvare la doleanțele lor. Pentru că, atenție, am spus și o repet din nou, deocamdată, spune Octavia Mateescu, nu se întâmplă nimic cu plata subvențiilor. Și mai vorbeam cu domnia sa, am făcut un interviu ceva mai lung, nu are rost să-l dăm acum, dar trebuie să mai știți un lucru. Softul de la API, cel prin care trebuie plătite subvențiile pentru crescătorii de animale, nu funcționează. Și l-am întrebat clar, domnule, partea de soft, cea care trebuie să împartă banii către zootehnie funcționează și mi-a spus nu și nici nu sunt speranțe în curând. Și punem cap la cap informațiile difuzate în zilele anterioare, cum că cei de la Siveco, care au pus la punct prin 2008, mi se pare, da? dacă nu greșesc acest soft și de atunci l-au îmbunătățit continuu, au anunțat că ei nu mai asigură mentenanța, că le-a expirat contractul de la sfârșitul lunii iunie, că e o licitație în derulare la care ei nu sunt primiți. Am spus, nu ținem partea nimănui, dar e ciudat, da, ciudat că deocamdată nu avem un nou nu, no, nu un nou. O nouă firmă care să se ocupe de, de întreținerea acestui soft. Un soft care, trebuie să știți, se schimbă foarte des în cerințe de la Comisia Europeană, care cer modificări, sunt vorba de modalități, de reglementări noi și atunci cel care răspunde de acest program trebuie să facă mereu adaptări, să-l țină funcțional. Să nu ne mai gândim la cazurile când cad serverle. de Da, știți că au mai fost și astfel de cazuri și au fost probleme. Remarc vizavi de acest protest anunțat al cel de la APIA mâine în fața guvernului, că fermierii nu au nicio vină și o știm cu toții, că ei trebuie să-și primească în continuare subvențiile, poate să rezolvă partea și pentru zootehnie, da, și poate se găsește și o firmă în timp util care să preia uh, softul prin care s-au plătit până acum 20 de miliarde de euro, că tot ne place să ne lăudăm cu 98% grad de absorpție în agricultură. Și atunci fermierii să nu sufere. Cum spun și liderii de asociații. Cine are de rezolvat ceva, să rezolve. Noi să ne primim bani în continuare. Și așa e, pentru că e un drept al oamenilor care nu trebuie pus la îndoială și nici măcar împiedecat. Haideți să vă pregătim de un control. Nu știm care dintre dumneavoastră va pica pe acest control. Nu e controlul de la APIA, nu e de la Minister, nu e din altă parte, nici măcar de la ANAF. Dacă ANAF-ul mai are obiceiul, să verifice dacă v-ați plătit toate taxele și impozitele, și nu mă refer la micii contribuabili, ci la marile firme. Um, bunăstarea pentru animale. Curtea de conturi a Uniunii Europene a constatat că ar fi nereguli pe baza unor acte, evident. Și atunci a hotărât să demareze un control la nivel european. Um, ei ce vor să verifice, citez exact dintr-un document al Curții Europene de Conturi. Vor să examineze dacă statele membre și Comisia Europeană au contribuit în mod eficace până în prezent la atingerea obiectivelor Uniunii în materie de bunăstare a animalelor. Concret, Haideți să traducem acest lucru. Vor să vadă dacă banii nu cumva au fost risipiți, dacă n-au fost împrăștiați pe niște programe care n-au avut nicio finalitate, dacă nu cumva banii s-au dus pe apa sâmbete. Iar cei de la Curtea de Conturi vor face verificări în cinci state europene. Da? E vorba de Polonia, Franța, Italia, Germania și România. Și nu credeți că ați scăpat pentru că acest control, inclusiv raportul de finalitate, ar urma să se producă până la sfârșitul anului viitor. Deci așteptați-vă eventual la controle, mai ales că Uniunea Europeană sunt destule ființe care au nevoie de bani pentru bunăstare, am și niște date de la ei: 4,5 miliarde de pui, găini, outoare și curcani, dar și 330 de milioane de vaci, porci, oi și ce -o mai fi și capre. Pentru toate acestea, Uniunea Europeană a alocat în perioada 2014-2020 1,5 miliarde de euro. Iar banii, spun cei de la Curtea de Conturi, nu ar avea o finalitate clară. Acum rămâne de văzut în ce mod se va face acest control. Evident că vor veni, vor măsura padocurile, boxele, cotețele. Probabil că se vor uita cât de zâmbitoare e găina dumneavoastră sau cât de fericit e porcul atunci când vede Comisia de Control, dar trebuie să vă așteptați la niște eventuale controle. El vor veni întâi probabil la București, la nivel de minister. Se vor lua la puricat actele să vadă pe ce direcție au mers banii pentru bunăstare. O parte din cele 1,5 miliarde ajungând și în România. Bun, dacă tot am vorbit de bani mai e timp suficient. Rămânem tot în domeniul banilor. România are nevoie de cadastrare. Da, știți că în viitorul exercițiu bugetar, fără cadastru nema subvenții, da? Pentru că se schimbă modalitatea de acordare a banilor de la Uniunea Europeană. Dacă bugetul va avea suficienți bani să acopere aceste diferențe, putem să o lăsăm și așa, doar cu o trăime din teritoriul cadastrată. Adică undeva pe la vreo 3 milioane de hectare de teren agricol care sunt înregistrate la ora actuală, Dintr-o suprafață totală de 9,5 milioane, da? E puțin, termenul ar fi 2018, numai că cei de la Agenția de Cadastru și Publicitate Imobiliară sunt mânați de la spate de cei de la guvern să renunțe la banii care le veneau de la buget, da? Duceți-vă după fonduri europene dacă vreți să continuați activitatea de cadastru și publicitate imobiliară. La urma urmei, poate că nu e o idee rea, dar să tai dintr-o dată bani și să obligi pe cineva să trăiască în perspectiva unor proiecte depuse care pot fi sau nu aprobate, poate părea la un moment dat o greșeală. De aceea există un proiect de ordonanță la Ministerul Dezvoltării. A, îl știți, e ministerul care împarte bani cu dărnicie primarilor, mai ales celor care sunt în tabăra puterii la un moment dat sau altul, dar sigur, are grijă de tot teritoriul, nu putem contesta lucrul ăsta. Deci un proiect de ordonanță de la Ministerul Dezvoltării spune că în următorii patru ani agenția de cadastru trebuie să renunțe de voie de nevoie la 2 miliarde de lei. Păi, în cazul ăsta, eu nu știu care e bugetul agenției de cadastru, dacă o împărțim așa grosomodo pe an, iese cam 500 de milioane pe an. Probabil nu o să mai fie bani nici de salarii și mă întreb cui folosește de fapt această turbulență care apare din nou în viața și a fermierilor români. Nu o să fie cadastru, o să rămâneți dumneavoastră păgubiți până la urmă că în final o să vedeți nu mai vin banii de la Uniunea Europeană. Mă rog, să vedem până la urmă. E un proiect de ordonanță. El poate să nu ajungă niciodată sub formă de lege sau poate să fie actul respectiv trântit în Parlament. Da, un semnal de alarmă e tras. Și face parte, cred, și acest proiect din intenția Guvernului de a accesa și mai multe fonduri europene o intenție pe care nu putem decât să o salutăm și să ne întrebăm unde Dumnezeu au fost toate guvernele de numai în agricultură, am reușit să atragem cât de cât bani. Da? Nu avem drumuri ca lumea în țara asta, nu avem încă rețele de apă, de canalizare și aducțiuni de gaz peste tot și slavă Domnului că fier se mai găsește da? și oameni de săpașanțuri se mai găsesc. Unde au fost proiectele guvernamentale în toți acești ani? Unde a fost o strategie națională pe fonduri europene? Că v-ați sătura și dumneavoastră, sunt convins de câte raportări festiviste au zis mereu, dar și lozinci și îndemnuri la o mai bună absorpție a fondurilor europene. Panglici, doar panglici și de fapt rezultatele sunt destul de anemice. Și avem, avem ministru delegat pentru fonduri europene, am avut un minister al fondurilor europene, avem de toate. Numai rezultate, în general, nu avem. Noua, politic, noua politică agricolă comună, care urmează să intre în vigoare în scurt timp, că toate se subsumează până la urmă de fapt acestui lucru, aduce pe lângă bunăstare și schimbări, aduce și belele. De exemplu, fermierii din zootehnie nu se simt foarte siguri, după cum a declarat pentru AgroTV Claudiu Frânc. El este președintele Federației Crescătorilor de Bovine și, după părerea sa, nici măcar în sectorul vegetal lucrurile nu stau mai bine. Trebuie să ne implicăm foarte serios. Ce vom face după 2020? În toate aceste condiții europene, vedeți toate scandalurile, Brexit-ul și toate nebuniile care sunt, vor fi constrângeri financiare foarte mari. De asemenea, avem prevederile în actualele regulamente, care nu știm cum se vor elabora celelalte și dacă vor renunța la ceea ce scriu în actualele regulamente. Una dintre cele mai grave lucruri care se poate întâmpla pentru România este trecerea la plata pe fermă. Și știm bine, mergem și întrebăm nemții, întrebăm olandezii, întrebăm francezii cât iau pe cap de animal, cât iau pe hectar, nu știe nimeni. Ei au o subvenție globală pe fermă. Mai avem o mare provocare, care în regulamentul actual eu o consider o misiune și am atras atenția de foarte multe ori tuturor miniștrilor care au venit după 2015 de când am sesizat-o. Nu mai este prevăzut în 1307 conversia zootehniei în hectare. Ceea ce România, care încă are plata pe hectar, dacă acest lucru se întâmplă, riscăm să rămânem cu subvenții, plățile directe doar pe hectar. Niciun leu pe, european pe zootehnie, ceea ce ar fi un dezastru. În momentul în care se trece la plata pe exploatație, pe fermă, România mai are o mare problemă. Cadastrarea. Subvenția se dă doar pe teren întăbulat. Ori știm bine care este situația aceasta la ora actuală în România. Reușim oare până în 2020 cadastrarea României? Nu este problemă de cadastrare atât de mare, ci de trecerea în proprietate efectivă, succesiuni și cam în proprietării morții și prin legile proprietății și așa mai departe. Claudiu Frenc, președintele Federației Crescătorilor de Bovine și mă bucur că măcar pe acest final de material a fost în asentimentul nostru al tuturor. E nevoie de cadastrare. Asta dacă ați ascultat materialul, nu e așa? Sunt convins că l-ați ascultat. Haideți să trecem de la Federația Crescătorilor de Bovine. Rămânem tot în zootehnie cu o veste bună. Cei de la Institutul din Pala, stațiunea de cercetare din Pala, s-au creat o nouă rasă de oi în România. Se numește Prolific. De ce se numește Prolific? Are mai multă carne și face mai mulți miei. Un berbec din această rasă poate ajunge la 8 kg și jumătate, din câte îmi dau eu seama. Oaia prolifică nu e chiar o creație așa proprie, că n-a apărut de nimic E un crucișar între patru rase și nu vreau să greșesc da. Merinos de Palas Romanov, Landras finlandez și Border Leister Acum, important e să vedem, după ce am creat această nouă oaie, super oaie da? Care probabil va produce și mai multă lână pe lângă toate celelalte Iar și va avea o carne excelentă va putea fi și comercializată. La ora actuală există o turmă, da? un demo de, de nouă oaie. Sunt 600 de oi, 400 sunt mioare, 200 sunt berbeci. Suficient la ora actuală pentru a asigura mulțirea șeptelui. Ce facem însă cu ele când ciobanii încet, încet încep să renunțe la mai crește oi, când lâna, în ciuda eforturilor guvernamentale, încă nu-și găsește valorificarea în piață, când carnea, de ovine e vândută în România undeva la 7 lei kilogramul și apoi exportată în Iordania cu 12 dolari un kilogram, e, pentru că fermierii români nu pot să exporte direct. nu e așa se o pun atâtea state până acolo. Am avut probleme și în Israel și în Egipt, știm cu toții, dar au fost controle și din Arabia Saudită au venit delegații, și din Emiratele Arabe Unite. Au verificat puncte de tăiere, laboratoarele au fost încântați și. Și n-a rămas cu încântarea și cu oile acasă. Deși, dacă vă gândiți bine, oaia românească e perfectă. Nu? Știți vaporul încărcat cu oi românești care a scufundat în Bosfor o navă rusească de cercetare. Surprinzător, dar iată că oile pot fi folosite și în acest scop. Iar pe baza datelor pe care le menționam mai înainte, vânzarea în țările străine, prea puțină, există estimări la nivel național, tot din partea celor care se ocupă de creșterea oilor, că se va înjumătăți șeptelul în acest domeniu. Acum poate că ar trebui să ne specializăm puțin, puțin mai mult, da? să nu mai creștem oi de valma să alegem uh, niște nișe de piață, pentru că, de exemplu, în Franța există într-o zonă în apropierea mării un loc în care cresc niște oi ce pasc iarbă de mare, da? iarbă marină. Acea iarbă e deja sărată, iar carnea oilor are un gust excelent. Eu nu sunt un fan al cornii de oaie, recunosc, dar uh, carnea din acea regiune are o savoare deosebită. Plus că nu trebuie să-i mai pui tu prea multă sare. Bun, dacă tot am vorbit de acea regiune din Franța unde cresc oile minune cu carnea gata sărată, eu aș propune să creștem niște oi care să mănânce ceapă, eventual, sau altceva. Da, să scăpăm mai ieftin cu gătitul. Rămânem în Franța pentru că poliția din Franța a arestat 9 români. 9 români, destul de tineri, dar nu foarte tineri, între 26 și 59 de ani, spune poliția franceză, erau vârstele lor. Și ce făceau românii? Furau furau hangro, semințe, îngrășăminte, pesticide, tot felul de substanțe de acest gen. Prejudiciul estimat este de câteva milioane de euro, spre două milioane de euro. Și ce făceau ei cu semințele și cu îngrășămintele? Că fermieri francezi în România am văzut, dar fermieri români în Franța nu. Ei bine, le transvazau în alte camioane, da, camioane și alea furate, stați liniști, și le trimiteau în țară. De exemplu, în zona Galați s-au vândut foarte bine astfel de produse furate din Franța. Acum șapte au fost și fost arestați la Galați și doi în uh, Franța, mi se pare că unul în Franța și unul în uh, Belgia. Rămâne de văzut dacă nu cumva și dumneavoastră ați fost păcălit sau dacă nu cumva i-ați păcălit pe ei știind că lucrurile de furat sunt totdeauna mai ieftine. Da, sigur nu v-au dat factură sau cine știe poate că aveau firme paralele ca așa se poartă. Bun, nu uitați că până la sfârșitul anului trebuie să depuneți cereri la APIA pentru a primi diferența de bani la motorină. E acea subvenție pentru motorina care este folosită în agricultură, deci aveți un termen, da, 31 decembrie, mergeți la sediile APEA și cereți acest lucru. Până în 31 decembrie mai însă suficient timp o să facem bradul, nu-i așa? Cine are bani, cumpără și face bradu. cine nu, se mulțumește să se uite în curtea vecinului. Anul ăsta vor fi suficienți brazi de Crăciun, spun cei de la Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva scoate în piață 60.000 de brazi de Crăciun. Partea bună e că prețul e același de anul trecut, în mare. Problema e, de asemenea, că anul trecut nu toți românii au avut bani să-și cumpere brad. Haideți să vedem un material pe această temă. Cu siguranță nu asigurăm întregul necesar de pom de Crăciun din piață, dar noi suntem foarte bucuroși că de câțiva ani, de zile, de când avem aceste importuri de pom de Crăciun din țări specializate, cum este Danemarca, de unde importă toată Europa, nu numai, România, presiunea asupra pădurii a scăzut fantastic. Și anume, tăierile ilegale din această perioadă. Prețurile de vânzare a pomilor de crăciun din producția RomSilva sunt aceleași ca și în ultimii ani, respectiv pentru pomii de crăciun recoltați din regenerări naturale, între 10 și 30 de lei, în funcție de specie și înălțime, iar pentru pomii cu înălțimea de peste 3 metri Considerați comenzi speciale, prețurile sunt stabilite de direcțiile silvice, pornind de la 20 de lei pentru fiecare metru înălțime. Pentru puieții ornamentali, prețurile variază între 30 și 150 de lei. Vânzarea pomilor de Crăciun se va face de către fiecare direcție silvică în parte, în funcție de comenzile primite de la agenții comerciali sau, direct, către persoanele fizice. Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare păduri de stat, Aproximativ 48% din totalul fondului forestier național. Asta e aproape am terminat emisiunea. Nu pot însă să nu vă fac și un cadou în perspectiva Crăciunului, mai ales pentru cei care considerați că în România se câștigă prea puțin. Aveți la dispoziție 300 de locuri în Portugalia pentru muncă sezonieră în agricultură. E vorba de recoltarea zmeurei. Dacă vă interesează, mergeți la agențiile județene de ocupare a forței de muncă. Termenul limită de depunere a dosarelor 31 decembrie. În luna ianuarie veți fi contactat pentru un eventual interviu. Și să știți că se câștigă între 600 și 1000 de euro pe lună. Asta a fost emisiunea Agricultura cu un milion de fețe pe mâine.